Bandele de români terorizează America. Unul dintre cei mai periculoși infractori din România a fost arestat în California, acuzat că a devalizat cel puțin 500.000 de dolari de pe carduri sociale. Membru în clanul de interlop Duduianu era liderul unei grupări de români care nu se dădeau în lături de la nicio josnicie. Lăsau, de exemplu, fără lapte praf bebeluși din familii sărace și vindeau apoi laptele cartelurilor din Mexic, unde e criză de mâncare pentru copii. Florin Duduianu, zis Anaser, conducea o bandă din care făceau parte 47 de români, spun procurorii americani. Suspecții trăiau în lux și conduceau mașini scumpe. Modul de operare era mereu același, au constatat anchetatorii. Infractorii instalau la casele de marcat din magazine aparate care copiau datele personale de pe cardurile sociale alimentate de autorități cu aproape 1000 de dolari în fiecare lună. Cardurile erau acordate americanilor cu venituri mici, dar deveneau sursă de venituri pentru interlopii români. Aceștia le clonau și le foloseau ca să cumpere alimente pe care le vindeau și făceau profit din nimic. Victimele erau în general mame singure, care nu-și dădeau seama de lipsa banilor decât în momentul în care mergeau la cumpărături. Procurorii americani au reușit să recupereze peste 185.000 de dolari bani în cash și aproape 500 de carduri clonate, adică jumătate de milion de dolari, fonduri despre care se presupune că ar fi fost fraudate. Gruparea condusă de interlopul Duduianu acționa în mai multe orașe din statul California, iar membrii ei au fost arestați în comitatul Orange, în apropiere de Los Angeles. Această femeie este una dintre victimele bandei. Infractorii i-au clonat cardul și din cauza lor a trecut printr-o perioadă disperată. I went hungry for 2 months because I didn't have any food. I went to the 7-Eleven and I found out my EBT card had been hacked and I couldn't use it. All the money was gone. După 8 luni de anchetă, procurorii americani au stabilit că rețeaua era condusă de Florin Duduianu, un nume de temut în România, unde a fost condamnat la peste 13 ani de închisoare după ce a șantajat și tâlhărit mai mulți cântăreți de muzică de petrecere, printre care Florin Salam și Nicolae Guță. În California, procurorii spun că avea complici de toate vârstele, un tânăr de 19 ani și un altul de 31, care făceau parte din gruparea care devaliza carduri sociale, riscă să stea 30 de ani la închisoare. Pedepse asemănătoare îi așteaptă pe încă doi suspecți, care aveau fiecare 30.000 de dolari la ei când au fost arestați. Duduianu ar fi racolat în rețea inclusiv copii sub 14 ani. This machine has a computer on the back of it that is put and placed surreptitiously by the criminals over the legitimate keypad. The criminals are wiping out the benefits off these cards because they've stolen the credentials from this card. În Statele Unite, bandele de români care devalizează carduri au devenit o problemă pentru americani. Anul trecut, polițiștii din Los Angeles au arestat 11 conaționali care au furat sute de mii de dolari, printre ei și un consilier local din Eforie, Virgil Negru, care a pledat vinovat la proces și a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Românii sunt o problemă în Statele Unite și din cauza imigrației ilegale. Intră cu miile în fiecare an din Mexic în America. Clanul Duduianu, din care face parte interlopul arestat acum în California, a fost mereu în atenția polițiștilor români. Banda a inventat metoda de jaf cascadorii, prin care hoții furau din camioane aflate în mers. Membrii bandei au fost filmați cum se urcau pe un tir care mergea cu peste 100 de km pe oră pe autostrada București-Pitești și aruncau marfa pe șosea, de unde o recuperau complicii.